și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Astăzi ne-am gândit să facem plătite. Hai, Nora. Hai să începem. Dă-i drumul. Așa. Ce ai acolo, Nora? Pun ouăle. 5 ouă. 5 ouă, da. Așa. Așa, 5 ouă pune Nora. Acum nu, are un pic de emoții, dar o să învață și ea. Așa, 5 ouă. 5 ouă. Acum punem... Laptele, Nora, laptele. Sarea. Nu, hai pune sarea. Am scăpat. Lasă că nu are nimic, un puțin sare. Lasă că nu are nimic, chiar e bine. Pune laptele. Pune laptele, da. Câte lapte avem aici? 500 de mililitri. 500 de mililitri de lapte. Cu amestecată cu apă. Da. Jumate apă, jumate lapte. Așa, să facem la clătite, da, bineînțeles. 5 ouă. Îți dai seama, pune și zahărul, Nora. Aici eu cât zahăr avem? Avem 200 de grame zahăr. Așa, lasă fie. Ori mâncăm, ori nu mai mâncăm. nu e așa dulce, pentru că zahărul ăsta nu e așa dulce, vă spun eu. Da. Pune zahărul vanilat, Nora. Uite-l acolo. Da? Încet, 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 că tot de jos. Nu, da. Acum punem zahăr vanilat. 5 plicuri avem aici. Nu, 4. 4? Pune, că nu sunt nu știu ce. N-au nimic aromă, n-au unii. E din ăla mai ieftin, așa, care nu e așa vanilat. Da. La o grămadă de clătite, ai acolo aproape un castron. Mamă, Marcel, ce faci tu? Nu știu. Și punem și vanilie din asta. Da, pune extras de vanilie, da. Așteaptă că apucă un pic. Este mult, un pic. Și după nici nu mai are. Asta. Da, a, nu mai este. Are. Pune o lingură din aia, că acolo ai lingura lângă tine, Nora. Așa. Eu sunt acum cameramană. Valerica e cameramană și Nora e bucătărea să face clătite. Marcel, ce faci? Marcel stă la masă și se uită la noi. Da. Eu sunt în cuvintele partea Domnului Iisus Hristos. Da, nu mă simt și niciodată de bine. Acum face Nora. Trebuie să facă și ea câte ceva, nu? Da. Ne-a luat să mâncăm ceva dulce. Da. Mama a fost cu ideea. A fost cu ce le-a mesit, că nu știu de ce m-a mesit tensiunea. Și tot nu bei cafea și tot ai tensiune. Bun. Nu, gata, acum punem făină. Acum punem făina, vedem câtă făină dintr-un kilogram și ceva, că mai am avut din asta, am mai pus acolo. Așa, o dată, Nora. Așa, câte puțin. Da. Uitați cum s-a făcut de faină. Nu trebuie să facem aici așa curat, Nora. Opa, că mișc camera așa tare și nu-i bine. Și nu uitați, vă rog frumos,
să vă abonați în continuare la canalul nostru de YouTube și să dați acolo like-uri. Da, că vrem Nora like-uri. Hai să vedem share. Pentru Nora care face astăzi clătite. Să vedem câte like-uri primești, Nora. Hai să vedem, primești 1000 de like-uri. Eu știu. La aproape suntem 4500 de abonați. Măcar 1000 de like-uri. Da. Să primești. Să vedem acum că faci tu plătite. Hai să vedem, frații noștri și surorile noastre. Chiar vă rugăm din suflet să dați acolo la Nora like-uri cât de multe. Să mă încurajați. Auzi acolo că cere curaj, Nora. Da. Bravo, bravo! Eu văd că acolo dă like-uri și le distribuieze și ne urmărește și normal că prind și eu curaj până la urmă. Și devine o bucătăreasă mare tu. Da. Bravo, Nora, bravo! Da, sigur că da. Dacă îți dă acolo multe like-uri, tu o să faci prăjituri în fiecare săptămână, da, câte ceva. Dar nu, în fiecare săptămână numai clătite să faci. Să faci mai bine ca mine. Ia că acum iară tu ai venit. Nu te băga, te rog, nu te băga unde nu-ți ferbe oala să pleci de aici. Nu lua tu locul la Nora, tu du-te de aici. Da, da. Nu. Odată sâmbătă sau duminica. Așa e, Nora? Da. Dacă Nora primește 1000 de like-uri... Știi să arunci clătite așa sus. Am învățat un pic așa. Și când arunci sus, așa pică jos, nu? Da. Văd de cum faci. Așa spune. Toată ziua, toată săptămâna, toată luna, mă bucătărești. Aici am casă. De când n-am mai făcut eu clătite? Și mi-am făcut și eu câte ceva un pic așa. De mult n-am făcut eu clătite. Da? Mă, te las pe tine să faci tu acum, să văd cum faci tu. Clătite? Da. Nu, să pricepe, Nora. Eu le prepar, eu le prăjesc. Ce mai vrei? Mai vrei ceva? Nu mai vreau niciodată, dacă știi să faci. Dacă știi să faci. Fă, da. Așa am zis. Am stat acolo pe pași și m-am gândit ce-ar fi să o pun eu acum pe Nora, că vreau să mănânc ceva dulce. Da? Și Abel, da, mamă, vrem clătite. Pentru toți acei abonații noi care vin, Abel este băiatul nostru cel mai mic, Iosif este mijlociv și avem unul mai mare de 30 de ani. Acum în martie face 30 de ani, este însurat, are 3 copii, da, și el stă singur, da, nu cu noi. Mai are un Marcel aici. Da, ia că tu ești Marcelul. Vreau mă să vă vine ai cuvintele. Da. Dar a ta ziua nu e acum, a ta este în mai. Nu este? Da. Deci a ta nu-i tot în mai. Și a mea, da. Nora, cred că nu mai trebuie să pui acolo. Nu mai pun făină, da. Nu mai pui făină, că uite cum e. Aici stau la masă și aștept să mănânc prima clătită. Tu vrei să o mănânci? Ia, da. Uite cât avem aici pe masă. N-am strâns aici. Hai scoală-te și fă și tu curat aici pe, la masă. Că avem plin aici, uite. Acum aveți cu curățenia, a? Acum ești nu mai ești bucătarul, acum ești menajerul. Da. De ce vrei să fac eu acum? Hai, filmează să strâng eu. Hai. Hai aici cu camera să mă duc eu să fac. Da? Da. Nu mai pot să mai țin, că mă dore deja. Mi s-a morțat, ia uite aici mâinile. Mai bun. Nu mai pot. Atunci am trecut pe poză de cameraman. Este efort și cu camera să stai așa. Tot... Da. Acolo vezi să nu dai jos. Hai grijă. S-a făcut mâna a doua. Ce ai făcut? Ți s-a morțit mâna? Da. Eu nu pot să țin așa camera în mână un alt, da. Nu pot, trebuie să cumpărăm un stativ din ăla mare, știi? Eu pot să stau... Apoi pe tine nu te doare mâna, că nu ești bun la mână. Poate, da. Gata, am făcut. Nu, gata, poți să te pui acolo și să încerci să faci cât și ce ai. Îți lua să te strâng eu, Nora, fac eu curat aici. Și tu... Să iau lingura aia, să... Da, acolo la bucătărie lui. Ha. N-a uitat-o pe Nora acum, oameni buni, la bucătărie, face clătite, ea și Valerica. Da. Da. Nora face. Nora face. Da, mai trebuie Nora, mai trebuie la tine.
Mai trebuie un pic lapte. Mai pune-o să... Nu se întind pe... Da, sunt parai groși, nu? Da, pune-o pe... Nu, bun, lasă că mai pune. Așa, cum o să face. Mai pune lapte, că sunt prea... Am zis că aia prima o pui deoparte și o mânc eu, da? Bine. Nu. Dacă e și prea groasă, nu? Asta e groasă, da. Nu, no, lasă că mânc eu. Cum... O halesc eu. Lasă acum, că gata. Lasă că o halesc eu. Gata, a pus lapte. Am pus lapte la greu, Nora. Mm. Acum sunt bun. Da, bun. Gata. Mm-hmm. Sunt burdă. Cu ce ai întors aia, clița aia? Cu spatula. Vrem din asta. Da? Da, eu uite, uite, nu-i bine. Nu trebuie să se facă un pic. Stai să iau o farfurie. Mi-ai mertat încolo? Da, pui... Acum pot să întorc și eu, da? Mamă, ce te pricepi acum? Ai mai învățat? Ce vrei tu, că s-a mai... Ce s-a mai specializat? Profesionat? Epa, vreți să mă întrești, a? Asta e că vreți să... Când fac eu una și o arunci eu sus, atunci... Dacă îmi place bucătărie, mai bine... Da, dacă nu știi să arunci sus, degeaba nu mă întreci. Știu să arunc. Știi tu, nu? Să văd a doua cum o faci dacă știi. A? Să văd dacă știi. Stai să arunc asta. Vrei? Vrei? Dă-i jos cu ea. Hai, să vedem. Curaj! De două ori s-a învârtit. De două ori s-a învârtit, opa. Ei, stai să văd eu știu. Super, super. De două ori s-a învârtit. Așa, așa. Mamă. Asta e specialistă ceva. Asta e ceva... Hai, mama, să te ajută, așa? Să facă și mama. Mama, acum de la experță ceva. Nu, așa ceva, de două ori s-a învârtit. Nu vezi că te întrec. Mai întrecut că ai învârtit-o de două ori. Era un bârt, eu învârtit-o de trei ori. Acum, asta acum. Îți dai seama? Mamă, de două ori ai făcut. Gata, te-am trecut, Nora. Acum să vezi ce fac eu, hai. Oameni buni, ați văzut ce făcut Nora. Am învârtit clătita de două ori, da, odată că așa s-a dus. Asta că nu învârt de trei ori acum. Trebuie să învârt. Auzi, dacă dai cu ea jos, dacă dai cu ea jos, stai să vezi. Ai grijă. Valericu. Ce faci tu? Acum aici, să nu mă nebunești că dacă dau cu ea jos... Ce faci acolo? Că s-ar de toată. Nu s-ar de. Da, uite. Păi, trebuie să învârt. Nu, nu, învârte odată. Nu, bun. Hai, da. Hai să vedem. Ai de mine, am întrecut-o, gata. Wow. Gata, am făcut de 3 ori, de 4 ori, de câte ori am făcut. N-ai numărat? De 4 ori ai făcut. Ia. Dar de ce n-ai lăsat să te întreacă, Nora? Hai, stai, lasă-mă. Mă, stai, să mă întreacă pe mine. Stai, rușine pentru mine să mă treacă în ora acum. De ce m-a lăsat să fie treacă în ora? Arunc până la... Ai grijă că dacă dai grijă și se lipește de tavan, nu știu ce o să faci tu. O să ajungi în cartea recordurilor dacă dai cu ea pe tavan. Vezi că ajungi tavan? Și să stai acolo. Dacă multe până acolo ca de jos. Să dai cu ea, nu, dar să stai acolo sus cu tavan. Eu vreau așa să faci. O să văd aici. Mă, aici nu... Vai, Marcel, vai! Da, mă, dau de trei ori, mă doare mâna. Ai grijă să nu te doare mâna, adevărat. Era să cad pe jos acum. Am văzut. Gata, nu mai ești un gata. Ai pierdut proba, gata, ai pierdut. Nu mai, gata, nu am face acum, gata. Te-am întrecut. N-am pierdut. Hai, du-te la cameră, hai. Ai văzut? Du-te la cameră să vină, Nora. Vrei să fac eu una? Acum, hai să vedem. Ai văzut? Stai. Până acum, cine e campionul? Dacă dau eu jos cu ea. Nu, cine e campionul? Nu, dacă nu. Stă lipită pe tavan. Nu stă pe tavan. Hai să vezi. Dar cine e campionul până acum? Nora. Dar de ce e Nora? Așa. Ia, dar cu ea, îți dai seama? Păi tu ce ai făcut? Acum, gata, erai să dai cu jos. Prima dată s-a învârtit, ai văzut, de 3 ori, de 4 ori. Trebuia acum la tot așa, tot așa. Proba asta, trebuia să treci proba asta acum. Aaaa. Așa asta de câte ori s-a învârtit? Nu, să spună prietenii dacă ai trecut proba. A, nu, să vedem.
sau frații noștri sună. Gata, nu, hai. Pentru că Nora te-a trecut. No, bun, Nora este campioana. Da? Nu, bine, hai să văd ce faci tu acum. Campioana. Hai. Eu dacă... Ce dacă? Dacă dau cu ea pe tavan... Da, nu, dacă cu... dai tu cu ea pe tavan, e rușine că tu ești bucătăreasă. Aha, 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 da. Wow. Mă, măcar nu suntem... Opa, ați văzut ce a făcut ea? A întors așa ușor. E, nimic nu s-a văzut. Bun. Lasă pe Nora că întoarce mai. Lasă pe mama acum, că ai spus să aruncă și păi, da, nu aruncă, nu vezi, e șmecheră. Păi așteaptă că după ce... Nu, ea nu aruncă, că spune că nu. Cum nu vrei să o întorc așa? A, ați văzut, ați văzut, oameni buni, că la clătite Valerica nu e expertă. Uitați. Nu, hai. Da. Ioana, jos. Nu, Nora a făcut, i-a făcut cel mai bine. Să știi. Na, bine, atunci mă dau bătut. Ha? Mă dau bătut, gata. Gata, dă-te bătut, că Nora trebuie să... Ia uite aici, acum era să dau cu ea. Mamă, ce bucătăreasă. Oh, la, la. Da, Nora, gata, du-te la treaba ta. A, că treaba ta, nu la treaba acum. Mea. Da, gata. Sigur că da. Da, oricum. Mă, Marcel, atâta ești de... Ce? De oricum, comic. Acum, de ce? Erai să dai cu ea la tavan. Până la tavan, mă. Ia-i, dar să lipia pe tavan mai puțin. Să dai cu ea jos, mai chiar puțin? Așa. Eu cred că dacă ajungea până la tavan, să lipie pe tavan. Nu mai e prea sus tavanul, stai. Da. Că s-a mai întâmplat așa. Da, dar oricum am făcut. S-a spus prietenii, mi-a trimis mesajul sororile noastre că sora s-a i-a făcut și o dau cu ea jos. Da? Da, că m-au întors așa. Uh-huh. Da. A, înseamnă că eu sunt specialist. Ha? Da, nu tu ești, Nora. Iară te bagi aici, nu, te bagi gata, nu treaba mai. Ta. Nu mai spun nimic, gata, o las pe gori. Ce crezi tu că suntem noi aici? Bucănață bucătar de, de nimic? Auzi acolo ce spune Iosif. Auzi ce a spus. Faci Iosif. Vedeți, oameni buni, Iosif, dacă vorbește mult, el mai audă. Mai spune câte una. Na bun. Nora, hai în vârte acolo. El mai o dă în bară, eu da, da, așa e săracul. Nici o problemă, mai râdem puțin. Da. Să ne mai trece și nouă ziua. Da. Să avem și noi o zi mai frumoasă. Ce să facem, prieteni? Sărori, dragi minunați, Domnul Iisus să vă binecuvinteze familia, copiii, da, nepoții. Așteaptă, că nu-i gata. Bine, aștept. Eu eram destul amărâtă și vai de capul meu. Acum vreau să... fiu veselă, că nu mai am pentru ce să mai fiu întristată și posomorâtă. Mulțumesc Tatălui din cer, care este viu și veșnic pentru toate. Ne mai glumim aici pentru voi. Da, să vă facem să râdeți. Adică, ce, tu sunt comedie aici? Ce? Opa! Ce sunt eu aici, comedie? Auzi că ce sunt eu aici, comedie? Eu și Nora suntem comedii. Da? Da. Și eu sunt bucătarul. Tu ești bucătar, tu ești șef bucătar. Da. Wow, Iosif. Mă doare aici. De ce te doare? Am râs mai mult. A, Nora, de ce nu mai faci așa în sus? Păi nu, hai, de drumul, nu, nu că așteaptă. Adică deja o să... Da, dacă nu-i făcută bine, nu, nu alunecă așa bine. La, ați văzut? Da, 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 nu alunecă așa bine, trebuie să fie făcută uite. Bine. Cum nu-i bine? Uite, uite, da, așa. Ia că e bine, pe partea bine, aia lantă n-a fost super, așa bine, super. Dar numai pe partea super, aia lantă. Super, vai de mine și de mine. Mm-hmm. Știi că întotdeauna eu sunt prima. Ce? Și cine spune că e primul, o să fie ultimul, frate. Ce? Ai spus că prima care se face e pentru tine? Și spune, nu-i pentru cine să pregătești, pentru cine să nimerești? Na, mâncă tu. Nu, ia așa. Bravo. Nu, gata. Și aduci și mie. Am văzut? Opa. Nu-ți dau una, îți dau așa. Jumătate. Ia uite aici, așa. Îți rup așa și dau la tine. Ia, ce-au făcut ăștia, ați văzut? Oameni buni. Am mâncat clătita mea. Ai văzut? Da, dă-mi. Ce bună însă. Dă-mi mâncă ce? Să-ți dau și ție. Hai, ia. Da, așa, dă-i și la Nora. Dă-i și la Nora. Hai, Nora. Mm-hmm. Ai grijă că-i fie gata, e împărțit. Ai, e gustoasă.
Wow. Foarte bun. Nu mai trebuie să mai pui nimic. Noi așa îi mâncăm. Pentru că de-aia am pus un pic zahăr mai mult. Pentru că noi mâncăm așa. Nu punem nimic pe el. Vai de mine și de mine. Are aromă bună de vanilie. Da. De zahăr. Am pus 5 plicuri de vanilie și mi-am pus vanilie. Da. Noi nu îi mâncăm așa. Mi-e place așa să fie. Îl mănânc așa cum îți place. Da, fără nimic, da. Fiecare mâncă cum îmi place. Da. Ți-ți place cu dulceață? Tatușo? Da. Da. Nu pun nicim de case. Eu nu mănânc așa. Tu le mânci așa, da. Nu mănânc așa. Eu nu mănânc nimic pe ele. Da. Îți bune așa. Îți bune așa, da. De ce râzi? Ce mă uită, măi, cum faceți? Nu vezi că te-am întrecut. Bravo. No, nota 10. Nota 10. Iar îmi sunt eu cameraman acum. Un pic, că nu pot să o țin mult în camera, așa mult. Să mai încerc o dată. Da. Hai să văd. Pentru mama. Să dă 10. Bravo, Nora, bravo. Nu, bun, Nora. Gata, ai pus? Mama merită, pentru că avem o bucătăreasă mare aici. În casă, mama, ne place mâncarea cu mama foarte mult. Lasă, mai lasă, Nora, mai lasă. Hai să-ți fac așa, stai acolo așa, să-ți fac o frumoasă poză, ca să te punem așa. Așa, gata. Să știți, oameni buni, că Nora, acum a doua oară, când o să mai facă clătite, o să le facă și mai buni, mai gustoase și mai bine. De-aia vă spun, dați like-uri la Nora, ca să aibă curaj și ea mai mult, ca să facă și ea mâncare. Mâine, nu mâine, într-o zi, săptămâna asta, trebuie să faci spaghete. Pe filmare, care te mai descurci cu ele, da? Nu. O să faci spaghete, Nora. Și o să vedem noi, o să mai facem împreună o ciorbă, una alta, ca să mai iei și tu curaj, să mai faci și tu. E bine, Nora, e bine. Nu, așa că te încerc mai învăț așa un pic. Nu. Da, nu, tu te descurci un pic așa, dar pe filmare cam nu ai curaj, asta da, e problema. Da, da. Și să dau și acolo nota 10 pentru tata, că și el a făcut frumos. Și el face muncă și ajută pe mama. Și vă mulțumim că ne apreciați pe toată familia noastră. Da. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Chiar vă mulțumim din suflet la toți abonații noștri, la toate surorile noastre, la toate gospodinile noastre. Domnul Iisus să vă binecuvinteze că toți sunteți gospodine în casa voastră și în familia voastră. Toți suntem mame, toți suntem și pregătim pentru familia noastră și noi vă iubim și vă îmbrățișăm cu drag, așa cum ne scrieți de fiecare dată, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vreau să vă spun că eu nu mai pot să țin camera și vreau să încheiem aici. Uitați cum a făcut Nora clătitele, sunt foarte buni, sunt foarte gustoase. Stai să mai fac așa o poză, Nora. Stai să mă duc cu ea dincolo, nu aici. Gata, am terminat clătitele. Nu am terminat, mai avem să facem. Nu, și vrem să încheiem aici. Vă spun Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o duminică plăcută și binecuvântată de Dumnezeu. Și cam aceasta a fost clătitele noastre care le-am făcut. Care a făcut și... Nora? Care ai făcut tu? Nu, eu, da. Asta a fost preparatul Nora, acesta a fost preparatul Nora care i-a pregătit pe filmare și chiar vă rugăm frumos să-i dați încurajare încă o dată, multe like-uri acolo pentru Nora, chiar vă rugăm din suflet. Să dați subscribe, să vă abonați în continuare la canalul nostru de YouTube și vă mulțumim că ne apreciați pe toată familia noastră și nu uitați să dați like și subscribe. Vă mulțumim, la revedere, pe curând!